Conform unui comunicat de presă emis de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, începând de luni 8 noiembrie, hunedorenii care au ales să se vaccineze anticovid cu Johnson pot face și doza de rapel. Recomandarea specialiștilor este ca doza de rapel să fie făcută cu un vaccin care are la bază tehnologia ARN mesager, produs de Pfizer sau Moderna, însă beneficiarii la cerere pot solicita administrarea serului de la Johnson. Se pot prezenta în centre toate persoanele care au cel puțin 6 luni de la prima doză, iar medicii epidemiologi recomandă în continuare vaccinarea. Sperăm că lumea vede la televizor ce se întâmplă, chiar dacă n-au încredere. Sunt aproape 2000 de cazuri la terapie intensivă, sunt mulți tineri acolo, trebuie neapărat să ne vaccinăm. Asta e și recomandarea mea și neapărat să ne vaccinăm și să participăm cu toții la imunitatea colectivă. Noi vom obține imunitatea colectivă, dar prin îmbolnăvire, ceea ce va fi însoțită de multe decese care n-ar trebui să se întâmple. În weekendul trecut s-au vaccinat în jur de 2500 de hunedoreni, dintre care aproape 2000 la maratoanele organizate la Deva, Hunedoara și Petroșani și peste 300 prin caravanele mobile care au fost prezente la Certejul de Sus, Crișcior și Șoimuș. Autoritățile anunță că în perioada următoare maratoanele de vaccinare se vor desfășura și în alte orașe și municipii din județ, iar caravanele mobile se vor deplasa în diferite comune hunedorene. În județul Hunedoara, rata de acoperire vaccinală la populație eligibilă, adică aceea cu vârsta de peste 12 ani sau fără contraindicații medicale, se apropie de 50%.